Doamnelor și domnilor, vă invităm la discuții despre alegerile locale. Eu sunt la București, n-am participat la alegerile locale din Republica Moldova, dar urmăresc, susțin, am susținut Partidul Verde Ecologist, anumite candidate independente, dar la mine în sat, la Pepeni Sângerei, nu m-am implicat pentru că nu am văzut persoane demne de susținut, nici în persoana actualului primar care candidează pentru al treilea mandat, nici în persoana celor care încercau să-i facă concurență. Da. Oleg Cernei vrea să ajungă primar. Eu mă refer la Oleg Rotaru. Acum, în final, în turul 2, au ieșit doi Olegi, doi tizi ai mei, care vor să obțină funcția asta și ambii au susținerea unei treimi din Consiliul Local. Oleg Cernei cu CUB și Oleg Rotaru cu PAS. Inițial a fost candidat independent, al doilea mandat se pare că tot ca independent l-a obținut sau el a trecut dintr-un partid în altul, la fel și Oleg Cernei. Deci de asta zic, n-am susținut niciunul dintre candidații de la mine din sat, pentru că ambii mi se par la fel de indezirabili, și actualul primar și eventuală alternativă a lui. Deci nu sper că va fi mai bună schimbarea sau că va fi la al treilea mandat mai bun actualul primar. Și de asta mi-am luat concediu cu o săptămână mai devreme. Am fost în sat, dar nu am rămas până pe 5 noiembrie ca să particip la vot, cu atât mai mult că știam că va fi turul 2. Dar vrem să vorbim, iată, cu colegul meu de baricade, Constantin Bobu, artist și activist. Se pare că și el era cândva activ într-un partid politic, dar în campania asta nu l-am văzut să susțină acel partid și candidații acelui partid. Și n-am auzit despre el să candideze. Dar l-am văzut documentându-se ori de câte ori propunea să abordăm câte un subiect și de aceea îi propun lui Constantin să vină cu sinteză, cu părerea lui despre felul cum s-a desfășurat alegerile locale în Republica Moldova. Guvernarea zice că are majoritate de consilii locale, raionale și de primari, dar constatăm că nu are primăria în niciunul dintre municipiile din Republica Moldova și doar un candidat în finală la Ungheni. Deci, o victorie, dar cât o înfrângere. Dacă vreți să participați cu noi în discuție, urmați linkul de sub acest video. Dacă suntem în direct, dacă ne vedeți după aceea înregistrat, eventual pe YouTube, să știți că nu puteți decât să comentați și eu o să urmăresc comentariile, poate și Constantin. Dar de ce să gândim în paradigma asta? Victorie, înfrângere, pe nu trebuie să fii victorioși sau să aibă de câștigat doar oamenii, administrația publică locală să fie cât mai eficace, să aibă de câștigat bugetul local. Cum adică să trebuie să câștigi un partid sau un om sau să neapărat să piardă cineva? Dacă nu e așa că nici alegătorii nu câștigă, chiar dacă au ieșit cu candidatul lor sau cu candidata lor la funcția de primar, acela de regulă nu are o majoritate și ei toți se consideră pe jumătate învinși și cu o victorie pe jumătate. Foarte rar sunt satele, am văzut o localitate, Ochiu, Roșu, nu știu cum acolo, candidata Șor a fost scoasă din cursă și a rămas un singur alt candidat care a luat 100% din voturi. Și îmi imaginez că și la Consiliul Local are majoritatea absolută. Asta e cel mai important. Nu primarul, nici nu trebuie să fie primarul cel mai important, ci Consiliul. Consiliul trebuie să aibă o putere mai mare de decizii pentru că e mai democratic, e mai reprezentativ. Și dacă e mare bătălie pe primar și după asta Consiliul îl sabotează, ce se întâmplă? De ce l-ai ales? Dar vreau să spun ceva. Eu în campania aceasta am participat, am făcut agitație electorală pentru reprezentantul PLDM, nu de dragul lui Filațo PLDM, dar pentru că acel reprezentant a fost primar în sectorul 5 din București. A fost mai întâi viceprimar. Vreau să spun ceva. Nu era alt candidat. Am ales și cel mai mic rău. Oleg Burlacu, alt Oleg, da? Cum nu era alt candidat? Că au fost 20 de candidați la Chișinău. Pentru mine nu a fost altul mai bun. Am înțeles. Eu m-am implicat și eu am ales. Eu am niște prieteni care
Sunt și acolo, de exemplu, nu-i prieten direct, dar eu cunoscut Ruslan Verbischi, l-a invitat din Chișinău să participe. Pentru că dacă venea, de exemplu, nu cred că vroia, dar dacă Oleg Burlacă sau altcineva vroia să îndrăznea, să candideze ca independent, nu avea cineva vreo șansă. Deci, cum vorbesc moldovenii, nu avea nimeni nicio șansă, știți, cu toate negațiile. De ce? Pentru că legislația și PAS-ul susțin această legislație antidemocratică, o să ai nevoie de semnături. Ilie Da, Rotaru pentru a încercat. Chișinău trebuie 10.000 de semnături, cel puțin. Ilie Rotaru a încercat să candideze, să adune semnături și n-a reușit, la fel ca tine a data trecută. Păi dacă 10.000 e chiar ireal să le aduni nici măcar nu într-o lună. Imposibil. Sunt vreo 2 săptămâni când se formează Consiliul acela de circumscripție municipală. Îți mai rămân vreo 2 săptămâni să aduni semnăturile celea. Și dacă vrei să le aduni cinstit, onest, corect, conform legii, nicio șansă. Trebuie să ai foarte mult lume care să te ajută și oricum e obligația aceea ca să semneze, să scrie toate datele omul și omul de regulă greșește sau te mai minte, am pățit din cei care zice, da, semnez numai pentru tine și după aceea mă trezesc că a semnat și pentru altcineva. Se pare că de data asta au modificat că măcar ai voie să semnezi pentru 2 sau 3 Pentru cine vrei. candidați. Nu, la fel de mulți ca în România. În România poți să semnezi pentru oricine, pentru oricâți. Dar în Moldova acolo s-a permis pentru 1 sau 2 candidați în plus, ceea ce e un mic Mai pas democratic. înainte, un pic mai democratic decât data trecută. Dar eu am văzut că a fost destul de urâtă treaba, discriminatorie la adresa independenților. Da, în felul acesta independenții nu au șanse. Și în felul acesta doar partidele mari, și vreau să mai spun ceva, de ce au șanse partidele mari? În genere, toată campania electorală, în mod ideal, ar trebui să fie doar în felul următor. Exclusiv să consta în dezbateri radio TV cu emisie egală de antenă pentru toate partidele. Alte forme de campanie electorală să fie aspru sancționate financiar. Adică să nu fie panouri stradale, să nu Nu. fie fluturași, să nu Nu, fie cadouri electorale, cum am bătut auzit la că unele ușă, locuiesc. nu. Reclamă la televizor și așa mai departe. Să nu fie nevoie de asta. Vrei să-ți lauzi partidul persoană sau nu trebuie să lauzi partidul persoană. Să propui, să fie confruntare de idei, dezbateri, atacuri privind principiile, ideile și așa mai departe, acolo în public și să poată și oamenii să pună întrebări. De ce nu? Deci să fie niște dezbateri aceste interactive și doar în asta se constea campania electorală și nu în alte Dar vezi că modalități. în felul ăsta și tu crezi, ai crea, dacă s-ar adopta o lege ca asta, ai crea impedimente pentru candidații independenți, de exemplu, din De ce? sate foarte mici, de la Burlacu, de unde e colega noastră de Hyde Park, Tamara Rotaru, și a candidat Și ea, independent. ce? Cine, unde, Și? la ce televiziune o să facă dezbateri pentru Burlacu ca să poată participa și ea și celălalt candidat independent, primarul Munteanu, la al 5-lea mandat. A fost votat Da, din bună primul idee. tur. Unde Hai să cum ne să gândim. participe? Sunt Îți aproape o spun eu o mie de propunere. primării. Ok. Îți spun eu o propunere. Primăria, pentru comunitățile acestea mai mici, să organizeze dezbateri publice. Unde? Acolo undeva, în sala de festivități sau în public dacă e cald afară. Adică cum în piața centrală dacă e cald afară. Depinde din fiecare localitate, primăria să aibă această datorie pentru că vine Comisia Electorală Centrală și împreună să organizeze dezbateri de față cu oamenii. Și aceștia să pună întrebări, să se atașe așa mai departe, pe de altă parte și oamenii să le pună întrebări. Oamenii pe viu, acum oamenii din sat, consătenii, conorășenii. Primarii de regulă sunt degrevați din funcție în perioada campaniei electorale, când adună semnături, nu sunt degrevați, dar când deja începe campania electorală, când sunt înregistrați concurenți electorali, trebuie să renunțe la funcție, să se suspende din orice funcție publică. Și implicarea primăriei în astfel de activități electorale tot poate fi subiectivă. Dacă se întâmplă dezbaterea în incinta primăriei, dacă se face secție de votare în incinta primăriei, totul e în favoarea actualului Ce? primar care În deține. favoarea actualului primar. Da. Uite, eu am Și de lăsat. asta Da. ideea e evitat. Da? Bine, eu am lansat o idee. Totul nu e ideal sau nimic nu este ideal, da? Totul se poate de îmbunătățit.
de îmbunătățit, păi hai, propuneți și voi idei ca să se elimine celelalte forme de campanie electorală care sunt din start, sunt de corupție, deci sunt forme coruptibile, celelalte forme de campanie electorală, pe internet, la televizor, afișe, ziare și așa mai departe. Pixuri și așa mai departe. Deci tu crezi că asta favorizează pe cei care au bani? Da. Și pe sponsorii din spatele lor, sponsori pe care noi poate nu-i vedem, dar ei sunt acolo și după ce un partid sau un candidat câștigă, ce trebuie să facă el? O să fie lobby din partea celor sponsori și el va fi constrâns, el va avea pur și simplu datorii, dar datorii efective de bani, pentru că așa s-a ajuns în sistemul acesta corupt, pe care va trebui să le întoarcă. Ba cu o licitație, ba cu o privatizare și așa mai departe. Terenuri și așa mai departe. Pe de altă parte, oamenii comentează când văd un candidat sărac, neînstărit, care ajunge primar, ia uite, a ajuns și o să se îmbogățească pe seama noastră. Votăm pe unul care are deja averi pentru că nu mai are nevoie și vine să se împartă cu noi. Ei, dar cum Cam să nu? așa e mentalitatea oamenilor. Dar mentalitatea. Hai să ne mărim salariul judecătorilor ca să nu fie asta, să nu mai fie Să nu fie coruptei, da. tentat să ia minte, da. Da, cu cât vor câștiga mai mult, cu atât își vor permite mai mult, își vor pretinde mai mult. Tot timpul se întâmplă așa. Ia uite că a început să scârție emisiunea noastră, suntem trei acum, s-a alăturat și doamna Tamara Rotaru, care a fost până acum consilieră locală independentă, a candidat și la funcția de primar tot independent, dar n-a trecut, în schimb a rămas cu mai multe voturi ca data trecută, consilieră incomodă și deranjantă, chiar azi a avut un conflict cu secretara Felicitări! primăriei, care e sau a fost primară interimară pe durata suspendării primarului. Dacă vrea să ne povestească și ea despre campania electorală, ar fi minunat. Dacă s-ar arăta pe orizontală, cred că ar încăpea mai bine, dar nu contează, poate să fie și ca Constantin doar cu fotografie, important e să-i auzim părerea. Da, eu vă salut. Campania noastră electorală a fost destul de totocheată și cu capcană. Nici nu mai așteptați că această capcană o să ia atât de ușor amploare. Deși mie mi-au spus că, iată, pretins mă tai, ești persoana care a influențat la lichidarea farmaciei, pretinse farmaciei. La noi se realizau medicamente în incinta punctului medical, într-aceeași sală de triaj, unde la o masă era dezbrăcat cetățeanul, fie să-i măsoare tensiunea, fie să-i prescrie ceea ce a spus medicul, la altă masă se comercializau medicamentele care erau prescrise altui cetățean, altui pacient. Dar, deci, din care motiv totuși a fost închis acest punct ilegal farmaceutic, eu nu știu, dar zvana în sat a pornit, precum că eu sunt persoana care am împiedicat vânzării. Și încă ele se comercializau ilegal, una la mână și a doua la mână, pentru că în sat la noi sunt multe neamuri și iar spunea, dacă vine ea să îmbogățească, mie îmbogățire nu mi-a trebuit, dar ideea că cetățenii sau cum spuneați voi, inițial, Contribuabile, alegătorii. da, ei s-au unit așa, adică Mișa știe, Mișa face, dar în fine, satul sau la 5 noiembrie, alegătorii au votat un sat fără apă, un sat fără drumuri, un sat fără viitor, fără valori, pentru că vă zic, vin tineretul, a venit acum tineretul, au venit din Franța și spune, doamna Tamara, eu la ora 12 am zburat în București, din București am ajuns la 12 în Chișinău, la ora 3 eram în sat, am votat, eu sunt mulțumit pentru că eu văd cât dumneavoastră luptați, câte adevăruri scoateți. Spuneți, deci, când eu numai când intru în sat și văd câte gropi sunt până în burlacul satul vecin, ce punți acolo sunt și zici, cum așa încă lumea să se mai unească la așa dezmăți? Credeți-mă, eu am avut niște discuții aseară,
care m-au lăsat și încă Păi iată avem s-au un unit și după patru mandate eu mai dat și pe al cincilea. Oamenii chiar nu vor deloc o schimbare. Se tem de necunoscut, se tem de alternative. Da, da. Mai ales oamenii de la o anumită vârstă, care sunt la vot mereu prezenți. Și vor Pe deosebire stabilitate, de să nu tineri. fie mai rău, să tem să nu fie mai rău. Da, sper Și... să tem să nu vină alții mai tineri și să fie mai rău pentru ei. La mine în Eu sat tot așa intrigi au apărut acum, pentru turul 2 e chiar mai mare bătălie când au rămas doar 2 actori și atacuri de tot felul, că acela e corupt, că celălalt e mincinos și tot așa. Oleg, dar de ce nu era bun să-l votezi tu pe prietenul tău, Oleg Cernei? Pentru că am zis că era om bun din pas, acum este om bun din cup, probabil. El a fost om bun și în Partidul Verde odată, când eu nu eram cu Verde sau eram cu alt partid sau eram independent. Și am fost și colegi de clasă, dar ca persoană e foarte greu de suportat, e foarte băgăcios, insistent. Dacă l-ai criticat odată, gata, ți-ai dat foc la casă, te sună, te Ok, hărțuiește, clar. e foarte periculos ca persoană fizică, dar dacă ar ajunge și în fruntea unei primării, ar fi dezastru, cred, acolo. Dar s-ar putea să ajungem să o vedem și pe asta, că el a fost și consilier municipal, a fost și consilier raional, a fost și consilier în sat. Bun, deci Acum, dacă are iar... atâtea calități pe care le-ai descris tu și care sunt comune pentru cumătrismul din Moldova, probabil are toate șansele să ajungă și el. Dar vreau să spun ceva. De ce spuneam eu despre campanie? Este pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă așa, ce ar fi dacă nu cumătrii din mahală ar vota primarul, ci dacă prin concurs primarul să alege și primarul să fie ales cel care a făcut un proiect și a câștigat cei mai mulți bani sau cei mai mulți oameni de acolo implicat într-o activitate, știți? Deci primarul să nu fie ales de mahală, ci să câștige prin concurs. Câți într-o localitate, câți concurează, atât se concurează. Cel mai bun proiect e acela pentru că a adus cele mai multe fonduri, a câștigat, de exemplu, cu concursul lui, și acela este câștigător. Ce ziceți de perspectiva asta? Primarul să nu mai fie ales de neamuri. Stai în strop, Constantin. Uite, ți-a zic eu concurs. Primarul, cum ce scrie, ea, când ne-am gătit aici ea. El scrie, descrie o problemă, concurs. Deci la proiectul sat european. La noi nu-i sat european, dar la noi primărie europeană. Încă și are o grămadă de cozi. Doar vezi cât eu am postat și el descrie problema. Spune că din ce motiv trebuie să renoveze birourile primăriei? Asta e prioritatea în SA, da? Da, asta e prioritate. Deci eu permisiunea am trimis lui Oleg, Păi el scrie. probabil că sunt, păi poate sunt celelalte lucruri făcute, drumurile făcute și așa mai departe și a mai rămas. Nu, Constantin, nu, drumurile. Eu zic, dacă fi avut eu mașină, cred că îi ciocănim și în sensul, îi bocănim la ușă, pentru că să plătești atâtea impozite și să nu ai drumuri, eu n-aș putea tăcea. Deci, el scrie aici așa că prize, deci sianină și de prize și de aspectul inestetic al birourilor în care lucrează angajații unde sunt primiți cetățeni, cât și greutățile întâmpinate la întocmirea și imprimarea actelor și la utilajul învechit. Prizele electrice, nominat slab în birouri, sunt instalate de pe timpul pazvante, dar la noi clădirea e foarte nouă. Și vă zic, eu Aha. chiar mă de una s-au aruncat ultimele materiale care le-au schimbat ei. Tocmai te uitai la dânsele, eu am luat o singură, deci de la prize din astea, doar cumpărau când le-au schimbat Așa. prize bune, doar numai fața, ca cum ar fi. Dar noi avem persoane mai slăbuți care trăiesc, avem niște case sociale. S-ar Măcar fi fratele putut. lor. Da, nimic, nici asta au făcut prăpăd tot ce au scos de acolo, pentru că, după cum descrie el, face impresia că acolo au lucrat, n-au lucrat angajați, dar au trăit, au ros măgarii, cai din mesele Da, și da, da. cele. Spun că miesele prezintă pericol pentru cetățeni. Și vedeți aceste minciuni, dar eu cred că procuratura o să se ocupe, vă zic. Până nu descoase procuratura, inclusiv chiar și de ce este așa o lege.
Că dacă au votat consilierii, dar chiar și consilierii, pentru consilierilor am probe că nu le-a adus la cunoștință ce este scris în proiect. Doar la o ședință din 4 august, ui și secretarul și-a spus, vor fi reparate 6 birouri. Care birouri? Te uitați-vă aici, ia, eu am... Între altele, da? Poftim? Da! Iată, Da, adică, da. unul dintre aceste birouri, care este unul cel mai micuț, care eu îi zic chilie, fără geamuri, fără... Și acolo sunt 35.000 de lei de mai. 35.000, un birou care era uitat acolo. 6.000 de sate, Debara. câți locuitori? O Poftim? mie, o mie Română de de câți? locuitori. Aha, bine, Poftim? 13.000 de locuitori, uite-ți. Da. Da, asta este sindromul parvenitului, care el deja ajunge snob. Și asta se întâmplă într-un sat de peste 1.000 de locuitori. Închiduiți-vă ce se întâmplă în orășele, în centre raionale, când sindromul parvenitului, care e specific balcanic, îi face pe oameni așa de încăpăți, a, gata, eu sunt prima masă, eu sunt secretar, consilier, și așa mai departe, eu trebuie să am mașină, nu știu de care, birou, nu știu de care, parcă pentru că el prind și regii îi aduce acolo și trebuie să facă față Moldovei ca și când. Și că el, și când e așa o persoană importantă, că biroul lui trebuie să e ca și un ambasador. Da, Iată. exact așa, Constantin. Dacă au făcut, hai, de acum nu mai zic și eu. În toate birourile au dat cu emulsii, coleri, cum îi spune. Secretara au poftit tapete lavabile de astea grele. Când m-am dus de ună zi, Constantin, bătut în cuie, pentru că ele au căzut, au luat 5 rulouri la un birou, chiar am să măsor, am să mă duc într-o zi și am să măsor care este suprafața acestor pereți, inclusiv ușa și geamul, și este îmbrăcat o bună parte dintr-un birou, din perete cu două dulapuri, în altă parte are ea masa și cu, adică și scaunele, și în alt colț e seiful. Și deci iată pentru ce a fost nevoie ca să pui, să îmbraci pereții cu tapete de astea lavabile. Și nu dați cu coleri și nu cu alt fel de hârtie de asta, de tapete de hârtie. Vă dați seama, dar atâta aroganță și atâta pafos în capul ei, că nu-ți dă seama. Au venit o familie tineri din Germania ca să înregistreze căsătoria la 2000 de kilometri și ceva, au depus cererea ca după să vină să facă înregistrarea și băieții au solicitat, dorim sâmbătă să ne înregistrați, deoarece mama dânsei din alt sat nu era liberă. Și fata îi spune, zice, secretara categoric n-a vrut să iasă sâmbătă, doar să-i înregistreze, fără nuntă, fără nimic. Deci, simbolic, dorim doar să avem o fotografie două de la înregistrare, ca după noi nu vrem nimic. Ea categoric a refuzat, pentru că este ziua ei de odihnă și nimeni nu o obligă. Și fata îi A spune, fost zice, foarte doar... obosit, a lucrat toată săptămâna, sărmana secretar. Cine știe ce Sau secret poate i-a au vrut să ascuns de la primar? negocieze un preț suplimentar. Sau? Da ideea, că fata îi spune, zice, și ea categoric până la urmă i-a pus o zi secretara când ea spune, și da, eu vreau să mă machiez cumva, să-mi fac unghiile. E, dar voi vreți și machiate și frumoase, și spune, când că eu mă fac Baba Iaga și vin și mă registrez. Și deci fata supărată, a plecat, deci au fost până la faza să strice familia, pentru că au început, că dar bine la tine în sat, nu știu, treacă. Până la urmă, secretarul îi spune, dar cine duci la tine în sat? Deci atât aroganță să ai tu, eu chiar nu mai știu, știi, îmi spune, că e de la Orhie, e de la Chiperceni, poate că ai poți să fii de pe lună, dar trebuie să fii în rând, să fii cu oamenii, Da. să fii umilit. Da, atitudinea aceasta ostilă la adresa familiilor, la adresa tinerilor, îi și face pe tineri să emigreze. Și face ca toate aceste sate să se depopuleze. Tocmai atitudinea asta, îngânfată. Și să nu prea participe la vot cei care rămân acasă. Ei, da, Slifile Hamit, exact. Și acum despre participarea la vot. Într-adevăr, în Moldova este fenomenul ăsta. Cu cât oamenii sunt mai în vârstă, cu atât sunt mai disciplinați, în ghilimele. Se duc și izbesc ștampil acolo. A, voi vreți pentru tineri, gândindu-se la asta, e presupunerea mea. Vreți libertate, Europa, șansă și mai departe. Asta vă ratăm noi vouă șansă. Și le izbesc ștampila. Pe când tineri, indiferenți, liberi și frumoși, nu știu ce, nu o să duc la vot. Și așa, cei mai în vârstă, de ce soarta tinerilor tot timpul s-a întâmplat așa? Nu înțeleg de ce încă nu au învățat minte tinerii noștri de Moldova să participe la procesele acestea.
Da, în sate, ce mai este caracteristic? Dacă ia că vă zic la noi în sat, dacă ei au prins așa un fel de frică sau nu știu cum să zic, pentru că eu veșnic îi controlam. Eu am curmat faptul că ei plecau de la lucru ilegal, au plecat de la lucru psihotare când primarul era dus la Chișinău, nu știu ce treburi. Și a plecat psihotare în Ucraina, în Volgrad, nu departe de noi. S-au întors înapoi, deci când la sfârșitul lunii secretara a făcut tabela și ele au fost înscrise, s-au înscris cu toate că toate au plecat. Nicătând la faptul că în acea zi primarul a plecat, Munteanu Mihai a plecat la Chișinău și ele au plecat Bolgrad. atunci, doar paznicul pare mi se rămăsese, nici paznicul mă că nu era. A plecat la Bolgrad. Și întoarse înapoi, la sfârșit de lună, ele au indicat în tabele, precum că au fost prezenți la lucru. Vă dați seama? Da, de ce nu? Dar oare cu ce mașini s-au dus acolo? Nu cumva cu alea de serviciu? Nu, au plecat cu mașina unei alte angajate. Da, câte deplasări, încă eu nu le-am făcut dare de sa, nu le-am făcut cerere, câte deplasări a efectuat primarul, și, fără ca să dea o dare de seamă. Eu am citit acum nu demult a unui primar din Cuza, Raionul Cahul, ce a îndeplinit el, ce a făcut, dar acest din sat de la noi, dacă l-ai întrebat ce a făcut, n-ar putea să scrie pe foaie anume ce a realizat el în aceștia, nu 4, dar 16, dar ultimii 4 ani, el a avut o sumedenie de judecăți și toate merse plecate, călătorite, adică suportate cu bani din bugetul Bugetul primăriei. local. Da. Am o întrebare. Noastră poate mai aveți prietene, cunoscute, cunoscuți și mai discutați. Cât sunt de reprezentative aceste probleme pe care le semnalizați și pentru alte localități din satele Moldovei? În sensul ca să cunosc pe altcineva din alte Nu, nu, state, nu. vreau. Cât sunt de reprezentative? Adică dacă în alte sate e cam aceeași situație, se întâmplă tot cam așa sau numai satul nostru așa mai blestemat? Cam așa este, dar la noi parcă e din exces. La noi parcă e din exces. Asta e ce am văzut eu. Pentru că dacă lor le trebuia să ducă la Cahul cu altă problemă, o luat o foiță, doamne primar, dar eu mă duc cu asta, dar eu mă duc la dinți, dar eu mă duc acolo. Primarul, care este primar, el era și pe post de conducător auto. De ce să nu fii în sat? Să vezi, ce se face la grădiniță? Primarul n-a observat că de la grădiniță lipsește o angajată care a fost plecată psihotare timp de 5 zile. Nu era 5 minute, nu 5 ore, dar 5 zile. Nu, la Dar noi poate deja. știa. Ei știa, dacă știa, nu se găsea. Se găsea găsit-o pe. Nu știu, cum nu știa, dacă el fiecare zi se duce, se duce la grădiniță. Și nu era o muscă care să nu vezi. Eu vă zic, câte ilegalități eu le întrește. Să vedeți că eu le vedeam mai înainte, până a deveni eu consilier. Pentru că eu nu vedeam schimbare. Nu avem noi o bucățică de drum făcut. Nu este apă. Este sonda forată, nu este apă. Din 2013 pe 18 noiembrie a fost decizia că să fie construită, proiectată, forată o sondă. Păi, poate sunteți într-un deșert și în jur nu sunt râuri. Nu este sursă de apă prin prejur. Ai, Constantin, la noi satul înainte astupau izvoarele cu lână, că inunda izvoarele. La noi satul e scăldat de izvoare, pur și simplu nu gestionat. Fiecare și-a dus țeavă cu apă, care și cum a vrut. Și ei să te mut că dacă vine rătarul așa, ei ne pune pe noi să șeară. Nici așa n-a să-i dau lor. Noi slăbesc din hățuri, țineți minte. Bine, Lasă-mă haideți. auzi, că eu am să cer, am să solicit. Vreau să întreb, Oleg, tu cum crezi, de ce s-a întâmplat când Chișinău a câștigat încă un mandat Ciobanu? Pentru că așa e electoratul capitalei, cam conservator. Îți amintesc că Păi după ce l-a votat de 3 ori pe Chirtoacă, care e de genul și de pentru Urechianu toate? a avut 11 ani mandat. E adevărat că prima oară l-a numit Lucinschi, că atunci așa era primarul capitalei, era numit de președinte, dar după aceea Prima s-au dată făcut Urecheanu. alegeri. Și oamenii l-au votat pe Urechian ca fiind bun. 3 mandate la rând până când a plecat în Parlament. Eu mai dat un mandat și în 2009, se pare, dar el a plecat. 2008 au fost alegeri locale. Eu dat mandat și el în 2009 a plecat în Parlament și a abandonat, a renunțat la mandat.
Dar oamenii încă În l-ar mai fi Wales? votat. Și după aceea vine Chertoacă și iar i-o dat trei mandate la rând. Chiar dacă se vedea că e total incompetent, că e pe din afară, că e un populist, oamenii continuau să-l voteze. Pentru că sunt conservatori, pentru Păi că stai un oamenii pic, nu poate se au ales cel prind mai la mic rău timp. atunci. Dar cine mai era contracandidatul lui Chirtoacă atunci? Gândește și la asta. Nu Tudor? contează. Până la urmă, mai bine făceau orice schimbare decât să-l accepte pe impostorul acela. Stai un pic, Eugen Trif. votez... Ok. Eugen Trif comentează pe una dintre pagini, că noi suntem acum mai mult pe Facebook. Zice, dacă se votează favorabil din martie anul viitor, Republica Moldova o să înceapă negocierile pentru aderare la UE. Dar Nu cred că publicitatea. alegerile locale pot influența în vreun fel deciziile internaționale. Și Moldova se pare că așa cânecânește a primit invitația de negociere, de începerea negocierilor, pentru că Da. Ucraina A îndeplinise fost. cât? 90% din toate sarcinile, pe când Moldova două treimi abia sau ceva de felul ăsta, adică mai puțin decât Ucraina, care Ucraina e în război fizic, e direct implicată în război, Da, a fost un iar context Moldova nu are așa geopolitic. ceva. Moldova doar război hibrid sau ce are, stare de urgență de câți ani, de la pandemie încoace tot stare de Da. urgență. Și apropo, de ce în România tot se guvernează prin stare de asta, cum se cheamă, prin moțiune de cenzură și în Moldova prin stare de urgență, stare de excepțională? Când nu trebuie să termine, să încheie Nu, starea prin asta ordonanțe excepțională? de urgență în România se În votează. România prin ordonanță de urgență și Guvernul în Moldova decide, da. prin stare excepțională. Nu sunt niște abuzuri acestea. Eu înțeleg în anumite situații. Nu e foarte Bine, hai să mergem. democratic, dar iată, sunt de acum 20 de ani, sunt unele legi adoptate prin ordonanță de urgență. Haideți să vedem Și la unele legi Bălți și la bune Orhei. chiar. Oleg, hai să vedem la Bălți și la Orhei. Și la Comrat. Ce e acolo? Că am înțeles că acum au scos-o pe Rezultatele. una din turul 2, o candidată suspectată că lua bani de la șor. Și interesant dacă urcă următorul, al treilea clasat candidat. Cum va fi turul 2? Cu cine concurează? Și dacă e cumva un candidat pas? La Orhei? La Bălți. Că acolo au La Bălți. descalificat-o pe candidata. Pe Tauber. Nu, Tauber data trecută, dar acum au descalificat-o candidata alta, care era de rezervă, cica lui Șor. Aha. Și a câștigat cine? Păi încă nu se Turul 2 știe, va că e fi. turul 2 va fi. Ok, dar USAT nu a candidat acolo. Are el un candidat, se pare, nu știu dacă e al lui acela. Și la Comrat? Dar la Comrat ce, se tot se fac alegeri? Sau acolo Bașcan a fost ales acum o lună, două și acum la alegeri locale ce, se alege primarul Comratului? Nu știu, nu urmăresc Comratul, nu m-a interesat. În orice caz, Bașcana tot este de la Șor, așa e? Iar în Orhei? Și Bașcanu, ca și primarul capitalei altădată, era membru în guvern. Ceea ce nu este nevoie. Iar în Orhei tot este reprezentat ușor? Da, Orhiei fidel permanent promițătorului Șor. Nu știu de ce Bun, oamenii deci... cei atât de ușor au fost păcăliți. Deci USAT i-a fost, să spunem, eliminat de pe scena politică sau încă nu, de tot? Nu, el tocmai revine. Cred că are primari prin anumite localități. Așa, și la Nord, Nordul votează cu socialiștii, da? Doar Sau că nu cu candidează chiar comuniști? el, probabil își dorește să ajungă în Parlament. Da, Nordul a votat mai mult comuniști-socialiști. Șor a fost descalificat că ar fi fost probabil rezultatele dezastruoase dacă era lăsat partidul Șor în cursă. Așa, și UTA Găgăuzia? Ei Hai să mereu punem o autonom, așa hartă a că nu rezultatelor. contează și mereu rusofilă. Hai să punem o hartă a rezultatelor Eu am acolo. văzut nume de partide despre care n-auzisem niciodată până acum. Ce s-a întâmplat? Un partid foarte democrat, ceva de felul ăsta, cu adevărat democrat. Ce partide erau astea? De unde s-au luat? Au câștigat în unele locuri niște oameni care erau necunoscuți, niște partide care erau necunoscute, dar hai să punem o Lego hartă a rezultatelor pe țară, dacă poți. Păi hai, cum? Trebuie partajat aici. Share screen. Da, vreau să întreb, până pui tu, vreau să întreb pe invitata ta, care i s-a părut cel mai absurd de situații în acum, în campania aceasta electorală? Sau tot a fost bine? Cum a decurs campania, adică? Voi vedeți harta? Da, se vede ceva.
Iată, municipiul Chișinău a câștigat un partid necunoscut. Mărește, Oleg. Ce să mai Pe tot măresc? ecranul. La mine e pe tot ecranul. Vede Câștigat mai ceva? Da, mult de o treime. doamna Rotaru, Da. au fost situații mai ciudate sau totul a decurs bine, procesul electoral și campania și procesul? Ciudate am fost, pentru că vă zic, iată capcana în care am nimerit eu și plus la asta, ciudat pentru mine a fost că primarul degrevat, eu vă zic de cazul nostru, primarul degrevat a ajuns la primărie în mod leger și a încărcat niște saci, îi spun pretinți că sunt cu gunoi, dar eu nu știu ce fel de gunoi, pentru că când e urcat, dacă nu știu, poți să o leg să pui chestia ce e aici, ar fi important. Cât de greu era, cât de ușor ei, tocmai când îi ridica în busul lui, în automobilul său, duduia, se așeza pe resoare. Și deci pretins spunea că erau niște gunoaie de la reparația asta, că deci la noi în primărie au fost aduse vreo 280.000 de lei pentru reparația birourilor. Și deci acolo s-au făcut trisipuri de bani la greu. Pretins acolo, eu nu știu ce era, dar dacă erau să fie, de una tot am văzut, dar era mai ușor. Deci el le-a încărcat și le-a dus la cineva la poartă, pretins că ar fi pietre sau nu știu ce fel de pietre puteau să fie în incinta primăriei, deși nu este o carieră de pietre, primăria, acum poți să le scoți. Știți? Logic. Primăria nu este o carieră din care poți scoate pietre sau bucăți de cotilet, sau cum spune. Ca tu pretinzi ei să te duci în poartă la cineva că este o scursură de apă. Asta pentru mine chiar mi s-a părut și am mers în instanță de judecată, dar s-a modificat ceva codul electoral, ceva mi s-a spus de codul administrativ, că nu a mai intrat în esență. Practic m-am dus până la curte și curtea a menținut hotărârea primei instanțe. Dar logic, eu i-am adresat o întrebare și cum zic de a avut așa îndrăzneală, dacă erau pretins, erau acolo vreo mai mult de 10 sași, el a luat doar 6 sau vreo 8, nu poți, nu mint, cât au luat, dacă erau acești saci pretins cu nu știu ce era acolo, putea spune secretara interimară care este, candidații la primar, veniți și luați câte doi saci și duceți X, Y, unde doriți. Dar el așa, adică, el deja e autoritar, așa, singur el să facă pentru tocmai și în perioada de electorat, pe lângă faptul că mai aduce el și vin pe la Casa de Cultură, pe la zi de plășinte și cât și mai câte, asta e în mod normal. Dar să vii tu în perioada, și deci legea e modificată când nu poate, vă zic, pentru mine asta au fost așa, asta au fost mai de ochiat. În rest, ce n-am văzut, n-am dat pomeni, nu le-am copii. Și câți ani, Nu dar le-am câți copii. ani el este primar acolo? A 16 ani și mai au încă 16 ani în urmă înapoi, au mai sărăcit, drumuri nu vor mai avea, apă nu știu dacă vor mai avea, 10 ani. Ce de 10? O primit al cincilea mandat. Ia uitați-vă la Bălți, interesant, nu? Petcov Alexandru, primul clasat cu aproape 23%, de la Renato Usatăi. Corșicova Arina, a doua clasată cu aproape 22%, a fost scoasă din curse. Și următorul vine Maxim Moroșan, de la Partidul Socialiștilor, nici măcar nu rusul Vladimir de la Pas, care are abia 13%. Moroșan are aproape 20%, deci bătălia va fi strânsă la Bălți. Dar cel mai interesant e totuși la Comrat. Nu degeaba Așa. întreba Constantin. Acolo sunt vreo 50 de candidați independenți, dacă nu mai mult. Și ei cum de Și că pot să fie uite, independenți, dar vine cel mai Rotaru bine acolo și plasat e Chișinăul nu poate să Tatiana fie independent. pentru Consiliul Local. Cel mai bine plasat e Tatiana Dudoglu cu aproape 6%, cu 628 de voturi. După aceea un partid PDCM, nu știu cine e cu acoperișul. După aceea iar un candidat independent, Gheorghe Vlah. Și iar un partid PR, PSRM cu aproape 4%, ca să-ți dai seama ce Perei important. Bolea. Perei Bolea, ok. Cu Cocostârcu, da. Da. Și după aceea numai independenți, comuniștii sunt abia pe locul 15, parcă. Dimitrioglu, Și ei cum pot candidat să fie independenți, dar independent, restul nu? Mihailov, Cara,
Deci câte 3, 4, 5% oamenii ăștia intră în Consiliul Local de la Comrat. Și primar, hai să vedem cine e la Comrat. Să fac o paranteză, ce a spus doamna Ro... Anastasov Serghei, tot independent, Dudoglo Nicolae, tot independent, și Chiulaflâi Serghei, tot independent. Câțiva Valerii de la partidul lui Bolea, abia 2% jumate a luat. Ceilalți au câte 45, 30, 19%. Oleg, cadă, te rog, CMC Chișinău, distribuția mandatelor CMC Chișinău. Și vreau să fac o Păi paranteză. nu Ar s-au trebui făcut prin lege să distribuție de fie... mandate, dar poți vedea procentele obținute. Distribuția de mandate o să Ai decide după procente. Curtea Constituțională. 33% MAN, partidului Ceban, aproape 33% PAS și aproape 10% PSRM. Deci probabil Consiliul Municipal va fi de trei culori, tricolor, trecolor. Da, deci ar trebui prin lege să se limiteze mandatele la cel puțin, la cel mult două și astea nu una după alta. De exemplu, în Grecia antică erau prevăzute situațiile acestea. Mandatul să nu depășească un an, să nu fie unul după altul și nu fie mai mult de două. Deci cineva care vrea să aibă un mandat este important, era limitat. De ce? Ca să poată să participe și alții. Bun, acum, în ce privește CMC-ul, dacă partidele de dreapta se uneau și aveau un candidat comun, erau să îl bată pe man și aveau să aibă prin, în felul acesta o majoritate în Consiliu. Însă acum, majoritatea în Consiliu va fi de stânga, va fi de socialist, de colhoznici, de aceștia, din cauza că dreapta a fost dezbinată. Păi da, iată, Chirond a luat aproape 8%, Carp a luat aproape 30%, Costiuc a luat mai mult de 2%, Diana Caraman, care se încăpățâna să vorbească rusește la Radio Moldova, nu o să o cotim de dreapta că e de la comuniști. Adamnești, cât o Exact. luată și... Caraman, 1,70. Dar 4.400 de 4.450 de voturi, e mult. Dar pe Bolea câți l-au votat? Dar nici nu-l văd în top. Ce a Cu candidat sus. Bolea? A, este, da, Partidului. are 2% jumate, 6.334. După Chironda, între Chironda și Costiuc. Ai visat să te semnezi atâția pentru tine, să te votezi pe tine atâția? Sau pe domnul Păi Ilie nu, Rotaru? eu, de ce zici? Eu am avut tot vreo 3.000 și ceva, pe la mijlocul topului era, vreo 3.500 de voturi am avut când candidam pe lista lui Vasile Costiuc. Când eram cap de listă la partidul lui Costiuc, atunci, în 15, 7, 8 ani în urmă. Dar candidatul Bine, tău, Oleg, vreau să-i întreb Burlacu ceva. Oleg, care a făcut dezastru și în sectorul 5, a luat Da. 1024 de voturi, 0,39. Un pic Oleg, mai vreau să-ți mult întreb decât ceva. Tu Vadim dacă... Brânzaniuc. Bine, tu ca iubitor al democrației, tu ai observat un combat între adevărat, nu prefăcut, între Carp, de exemplu, și Ciobanu? Sau un non-combat? Sau o prefăcătorie? Nu eram la Chișinău să văd ce se întâmplă. Tu ai observat că tu erai în Eu, Chișinău. impresia mea era că ei adică se atacau, adică se hârhăiau ca și doi căței, de fațadă. Asta a fost impresia mea și că de fapt ei, Aveau o dar oamenilor din înțelegere, da? Consiliu, oricum vor colabora într-un mod tacit. Va fi un fel de alianță tacit, asta este impresia mea, pentru că așa era și atunci când Zina Popa țipa despre mafia lui Năstase din CMC. Tot așa era și cam atunci. Era o înțelegere tacită între socialiști, între MAN, și între PAS. Între oamenii buni cu Cojuhari și cu Trubca și cu Zânica Popa. Deci PAS rămâne în turul 2 la municipii doar la Ungheni cu candidatul Dionisie Ternovski și care concurează cu aproape 31% cu Vitalie Vrabie, presupun că e fostul ministru al apărării, dacă îl ții minte. Candidat independent acum, cu mai Da. mult de 50, cu mai mult de 25%. El este. El, da. Oleg, pus în grupul nostru ceea ce vorbim noi Da, acum, da? da. Apropo, ar putea cineva să intre în direct? Hai Da, să eu dacă le fac urmează acum. linkul de sub video, poate să intre în direct dacă vrea. Mai fac un îndemn pentru toată lumea, că nu suntem mult, deja am cam epuizat subiectul. Dacă vrea cineva să participe, urmați linkul de sub video și participați la discuții. Acum, cât e Alde, Arina gratis. Spătaru. Poftim? Alde, Arina Spătaru, care s-a afiliat, Alde,
Arina Spătaru din vechiul PPD, care s-a afiliat acestui partid european ALDE, nu? Este Dar și în ea România unde a ALDE, candidat? cu Ea unde a Tăricianu. candidat? Probabil în Bălți, ea este din Bălți. Dar nu o văd pe listă. Ia uite, Marc în Bălți. Căciuc a candidat cu 360 de voturi. Mai puțin de 1%. Nu văd Păi, Moroșan, Rusu. Atunci uite-te în Chișinăua. Am înțeles că vineri vor fi validate deci voturile pentru consilieri. Mâine, adică. A, da, la Chișinău a candidat Arina Spătaru, ALDE, cu 343 de voturi, 0,13%. Oricum are mai mult decât Anatol Prohnițchi, de exemplu. Și dacă așa de tare îl ataca ea pe Șorș... Prohnițchi are puțin, are 100 de voturi. Acum își vă spun câte. 153 de voturi în Chișinău. Partidul Verzilor? Da. Da, Grigor? Dar partidul are de două ori mai mult decât liderul. Are 334 de voturi partidul la municipal. Gligor, să mă uit cât are Gligor. El a candidat la Chișinău? Are 2181 de voturi, mai puțin de 1%. Dar Pele? Pele a ieșit de tot din cărți. Cred că are cam cât partidul verde. Și PNL... Avea un candidat bunicel. Foarte bun candidat. Are 0,2%, 532 de voturi. Ion Purice. Ce, era bun, îți părea? Dar Andrei Donică ce a făcut? A candidat și la el în sat și a candidat și la Chișinău? Probabil. Ia de să văd, a rămas primar de Condrița? Nu, a câștigat Andrei Boșneaga de la PLDM-ul vostru. Andrei Donică a rămas fără funcție de primar. N-a câștigat nici la Chișinău, Stop, nici consilier doar... n-a ajuns. Dar a putut să candideze la două funcții de primar, și la municipiu și în suburbie. Uite, nu știam. Și la Tușeni cred că o să fie turul 2. Vreau să-ți spun ceva, Oleg. Da. Se aude? Da. Ce zic? Da. Vreau să spun ceva. PPDA, Andrei Năstase, după ce a fost, adică criticat de societate, a cedat puterea la alții mai tine. L-au trădat, Dinu Plângău l-a trădat cu Liviu, dar ei și-au ales între ei și l-au dus, s-au asociat cu Chironda și cu Țicu. Și eu am spus de atunci că asta e o greșeală, cei care s-au compromis. Ion Ciobanu, la un moment dat, Chironda mi se pare că are studii bune ca să fie în primărie să fie ceva, dar nu trebuie să fie el primar sau viceprimar. Ion Ciobanu l-a simțit că e mai naiv, să zic așa, și l-a numit viceprimar special pentru ca să-l poată îngropa și i-a reușit. Și eu cred că cu mama lui Ciobanu au pus asta la cale, deci mama lui cu el au pus la cale că să-l numească pe Chironda atunci, în data trecută, viceprimar și după asta să-l încloade. Și asta și-au făcut. Mai ales că el după ce a ajuns viceprimar și-a luat vacanță și nu știu unde s-a mai dus cu prietena lui. Și noul PPDA cu Dinu Plângău a făcut greșeală să se asocieze cu acest Chironda, cu îngânfat și cam naiv, și cu Țicu și așa mai departe. Și din cauza acestei greșeli au luat așa de puțin. Eu cred că fără el ar fi luat și mai puțin, pentru că Chironda era un candidat bun dacă se unea opoziția în nu. Jurul lui. Ar fi fost un candidat bun nu. Pentru PAS. Nu știu de ce PAS a preferat. Eu aș fi văzut în jurul lui Gligor mai departe, mai degrabă să se fie unit opoziția liberală și pro-europeană și unionistă. Na, Gligor e la fel de îngânfat ca Ivan Ceban, măcar acela e mai... flexibil, dar Gligor e... Bine, dar înțeleg că datorită lui Gligor și a demersurilor lui a fost scoasă din cursă candidata lui Șor de la Bălți. Foarte bine. De fapt, stai o secundă. A fost scoasă pe motiv de care? Că ar fi fost finanțată de Șor. Deci, uitați-vă, pe așa motive, da... Dar în principiu să elimini chiar dacă sunt de stânga, chiar dacă sunt, nu este prea democratic. Așa cum a făcut guvernarea, să cenzureze televiziuni pentru că sunt de stânga, nu este chiar democratic. Ar trebui să se dovedească mai întâi în instanță anumită finanțare, o anumită manipulare a opinii publice, dezintoxicare, dezinformare și după asta da să se ia așa decizii. Dar nu să vină musteață șeful SIS și să spună există pericol de destabilizare, nu știu care,
și să închidem 10 televiziuni. Asta este ceva nedemocratic. În perioada electorală se întâmplă așa ceva. Dar în genere, oricând. Păstică, hai să vorbim, noi ce vorbim noi de oraș, de nu știu ce. Trebuie să vorbim despre componența membrilor consilii, adică membrilor a consilierilor care vin de la partid. Da, da. Hai, în oraș e treaba lor, dar noi vorbim acum mai preponderent despre sate. E, și acolo poate. Deci în sate, la moment, nici nu prea sunt săteni, cetățeni care să dorească să muncească, să fie în consiliile locale. Vreau să zic că acei aprinși independenți, care eu am știut de ce eu merg în consiliu, și deci prin faptul că mi-au încredințat semnăturile pe listele de susținere, aceasta este deja încă un punct foarte, ca după să fie votate, deci de dublu eu, dublu candidatul independent, este confirmat, acceptat, înaintat, adică în Consiliu, deoarece mie mi-au spus și în 2019 când am candidat eu, și acum îmi spuneți că eu am votat la pindrumătat la primar, că la consilier am crezut că ești pe lista cei mari și nu am mai găsit. Deci de la unul ce am făcut, așa mi-au spus, în detalii nu prea am intrat eu mult. Dar în 2019, când mi-au spus, în cetățean îmi spune, Spana, eu ți-am dat măta buletinul, te-am încredințat, adică ți-am încredințat votul ca să mergi, deci să candidezi, dar nu te-am găsit, pentru că tot într-adevăr erau persoane, chiar pot să zic, țin vede cam greu, are ochelari așa cu o lentilă groasă, așa, și ne-a spus omul. Și deci nu am avut de gând să mă supăr. Deci un candidat, un consilier independent, el de două ori este înaintat spre a reprezenta cetățeanul în societate, așa? Adică drepturile lui să le reprezinte. Și vă spuneam înapoi, adică mă uitam acum pe lista comuniștilor, scriși care nici... Eu când am citit, da, era un coleg de-al meu care... Hai, bine, el nu prea iubea carte, iubea mai mult să ochiulească de la ore, de la lecții, dar cum de-o ajuns? Pe urmă altul care vă dau un 50 de grame să mă votați că eu sunt la comuniști acolo sau sunt la... Deci iată vă zic, care-i miza? Atunci care? Eu văd aici la noi în sat, de la Partidul Democrat Modern, sunt așa tineri bunișori care cu inițiativă și consider că acolo o să ne unim și o să încercăm să punem la treabă primarul, dar primarul o să fie controlat așa cum nici nu se gândească el. Și deci mai văd încă de la PAS, dar iarăși încă ce vreau să spun, foarte mult joacă rol rudele. Iată la noi de la PAS vin foarte mult. Da. Și încă la noi ce este caracteristic? Vine de la PAS primul pe listă soțul secretarii, secretara Consiliului este deja în 2017 când lucrează, ea vine. Și deci vine acum primul pe listă înscris soțul, Dimin, a doilea înscris un fost consilier, al treilea vine pretins doamna care candida ca și primar, așa, rudă care este cu soțul secretarii, așa, trei rudi, se primesc așa, mai jos vine altă doamnă profesoară care este și ea rudă cu primara care candidat de la PAS, așa, și atunci uitați-vă câte rudi sunt aici ea. Și apoi mai vine și mai jos de la socialiști, vine Nașu, care este de la socialiști, candidat în calitate de primar. Și deci iată, și apoi când dai ceva, spui... Ghem de interese, conflict de interese. Doamna, nu se spune că e conflict de interese, nu, acolo dacă e nanu, finu și verișori, nu, și dacă am spus ceva și a zis unul, toate patru guri sar și gata. Da, da, s-a apărut unul pe altul, da. Da, s-a apărut unul pe altul, cum ai mai avut acum ea în aceste mandate, erau cumnate, dacă zicea una și ceilalți ca focul erau amândouă, nu au avut ele cum să mă întoarcă, să mă șească, pentru că eu ne-am ținut poziția și... Nu știu, cum se aprindeau doamnele.
E, dar cum se aprindeau, se ridicau glicemia, se făceau albi. Eu, practic, am știut să fie calmă. Iacă care e problema. Și dacă mai are primarul încă, și-o mai avut încă un consilier de câte nu l-a chemat, deci eu am înaintat o cerere să vedem ce este cu apa, cu canalizarea. Scoasă canalizarea în drum, prea anul, primarul se făcea că plouă, că nu știi, dar de când e canalizarea ce e? Deci eu am dat o cerere spre sfârșit să fie examinată de către Comisia Administrativă. Eu eram membru acestei comisii administrative, primarul era președinte și deci a gândit că nu se poate isprăvi, l-a invitat și pe acel consilier care era head, 4 câte mandate acolo, pretins el să ne închidă gura sau să pună el cheie la limba mea. N-am înțeles, de ce, cum putea el să fie invitat. Ia că așa eu l-am invitat. Ei, asta treabă. În situația acestea se formează un fel de efect al cuibului de vespe. Atunci când e o vespă singură și nu îndrăznești să ataci, dar dacă sunt mai multe vespe, ele își fac curaj și îndrăznesc să, nu că își fac curaj, capătă și îndrăznesc să atace împreună. Exact așa era. Au recurs la copii, la jigniri de copii, la câte și mai câte, adică ce, copiii mei trebuiau să reacționeze sau eu trebuia să le sar în cap. Și-au arătat demnit, și-au arătat fața lor, moralul lor și l-au arătat. Iată cum, așa e în sate, pentru că eu când am fost la Chișinău la data de 27, 27 august, când am avut întâlniri și cu Recean și cu miniștri, efectiv și mai înainte fusesem, câți erau din sătieni, de prin Recea, Strășeni, toți așa se plângeau că are primarul gașca sa, primarul și rudele sale. Asta e problema în sate. Dacă s-ar gândi că ei vin în Consiliu să lucreze în interesul cetățeanului, atunci ar fi lealici satul. Dar așa, ei dacă se astupă unul pe altul sau cum s-au luat la noi și au plecat toți împreună, angajații primăriei, a plecat la psihotare sau cum, acum la noi, ce fac ei? Împreună cu primarul, se urcă toți 4 și pleacă la cahol pretins, toți în aceeași zi la lucru. Oameni, cu chestii În misiune de serviciu. asta e, nu. Cu Și mașina de... cu mașina de serviciu, pentru că dacă primarul ar fi ferm, uite, pentru că asta te duci, pentru asta te duci, uite, pentru asta merită să te duci, dar dacă te duci tu la cahul, îi poți lua hârtiile și ei. Dar ce fel de luat hârtiile, mai oameni buni? Fac ședințe de judecăți prin Skype, prin televizor, prin asta ea. Care, și trebuie să ducă ei la cahul pe suport de hârtie? Ai transmis online și pune mâna acolo și lucrează, dar dacă nu, fă altceva. Și încă una, comasate funcțiile, comasate. La școală s-o comasat, la grădiniță s-o comasat, aici nu, pentru că așa prevede statele, să ai și agent cadastral și fiscal, și ele stau, au Wi-Fi. Eu, Nino, primarul ce-a făcut, un recurs, și-a schimbat și parola Wi-Fi-lui, să-mi taie mie, să nu pot eu să nu am acces la Wi-Fi, la telefon. Eu, consilier, vă dați seama, o plătit la cei de la Cahul, de la Mod Telecom, o venit și o schimbat Wi-Fi, numai ca să ne întrerupă mie, să nu pot eu să fac, că eu vorbeam cu un bregă din incinta primăriei. Eu tăiem Chiamă o mică blocul. sabotare. Da, Dar o mică formă de sabotare. apropo de comasare, dacă se întâmplă să facă reforma administrativă, măcar în ceasul al 24-lea, o să fie satul dumneavoastră în continuare primărie sau comună sau o să vă alipească la alt sat mai mare? Satul nostru, eu mă gândesc că aici poate să joace rolul numărul de cetățeni. La noi sunt 1888, nu știu cât are satul vecin. Dar practic noi avem și comuna, deci Sătucu, Spicoasa, care ar împiedica celor cetățeni să meargă tocmai la Taraclia. Dar de fapt noi, când în 81-85, când am lucrat eu la primărie, Taraclia de sat ce vinea la noi. Dacă e timpuri când eu prin 58-60 era primăria chiar la Taraclie de Salce, că sunt, eu țin minte, buletine adică adeverințe de naștere înregistrate în localitatea Taraclie de Salce. Noi am mai fost și în Congaz Dacă și când a acolo fost era. reforma aia din 99 cu județele, unde era primăria?
În Burlacu? Era sol soviet, atunci era soviet sătie. Nu zic în 89, eu zic în 99, când era Sturza. Când a În făcut aia Burlacu. reforma administrativă cu 10 județe. Era la Burlac cu Dar primărie. Burlacu era, Ok, o să da. vedem. Nu se știe cum o să fie acum cu trei regiuni, că Oleg, văd că întârzie, da. ar trebui să simplifice toată administrația de stat. Vreau să spun că dacă sunt copii care frecventează școala și acolo sunt vreo sub 100, toți acești copii trebuie să plece cu autobuzul școlar la un centru raional unde să fie peste 1000 de copii, pentru că acolo se face performanță, acolo o să le fie lor interesant. Nu trebuie să rămână Păi copiii în Maia școală, să fie Sandu a câțiva făcut copii asta de și... când era ministră, da, a făcut Păi reduceri foarte bine, de așa număr și de trebuie, școli. dacă mai sunt. Așa, este bine și pentru copii și pentru economie și în general pentru toate cadrele. Chiar și pentru cadrele didactice e mai bine să fie într-un centru raional decât într-un sat unde nu o să facă performanță. Da, Și la nu o să fel fie și interesant cu pentru copii. centre medicale, la fel și cu administrația locală. Trebuia făcut, dar nu știu de ce au ezitat actuala guvernare. Mai mult din motivul ăsta nu m-am implicat și eu în campania electorală, că mi se pare penibil să candidez într-un sat, iată, cu 1000 de alegători, în care depinzi numai de pomienele de la Chișinău și trebuie să fii de culoarea Să vă potrivită, că altfel nu primești nimic. Oleg, Da, vă spun ce... cu buget, eu m-am întâlnit cu primari care cu bugetul, din bugetul dânșilor, câte lucruri au făcut, vă zic, economia, dacă au economisit, dar la noi, la primărie, au risipit cum le-a convenit lor. Veneau mai târziu. Eu, de când, în 2019, când am început a le face observații, ei niciuna nu vie la ora 8 iarna. La 8:20 plecau. Și fără 20 sau jumătate la 5 plecau de la lucru. Vă dați seama? În cazul, în Cât? schimb, dacă ar fi așa o condiție că primăria să cheltuiască pentru, deci să consume pentru cheltuielile primăriei o treime, să zicem, din ce produce din bugetul local. Și să nu aibă voie să depășească. Păi cam atât Altfel aș se primește de cheltui la cu bugetul de astea. stat. Primărie o treime, școala o treime și restul pentru investiții. Nu ai Păi de aproape unde? niciun ban Din să faci bugetul local? drumuri sau ceva. În sat la Păi mine, la de secundă, exemplu, de am unde? analizat într-un an bugetul și am văzut că o treime cheltuie primărie, o treime cheltuie școală și o treime să rămâne Oleg, pentru restul. bugetul ce... Stop! Bugetul cealaltă este din bugetul de stat sau e din bugetul local? Inclusiv cu bugetul de stat. Păi nu de Din bugetul stat! local nici o Primăria trebuie... primărie, nici un sat nu Păi e nu merge! sustenabil. Păi, nu, păi, de, păi dacă nu sunt sustenabile, atunci să se facă reforma administrativă așa încât să fie sustenabile, ca să nu se primească mai departe că doar din bugetul de stat primăriile risipiesc la nivel local. Că atunci nu e nicio răspundere. Primăria o știe cum să primească de la bugetul de stat și să permite să cheltuie cât vrea. Nu! Să cheltui maxim o treime din cât produce din bugetul de stat. Și atunci va fi interesată orice primărie, va fi nevoită să susțină antreprenorii locali, să susțină businessul local pentru că ei să aibă de câștigat. Altfel, dacă nu există această răspundere, vin bani la buget de stat, putem să-i cheltuim pe toți. Și este această risipă de care spune doamna Tamara. Oleg, vreau să citesc o veche idee care a spus-o la Matei Oficial. Pentru procesul electoral, participare la vot. O mini-comisie care pune câteva întrebări fiecărui cetățean înainte de a vota, să se constate pentru fiecare cetățean, dacă este neadecvat, dacă este în ebrietate sau scandalagiu și așa mai departe, dacă este necunoscător, adică nu este informat despre bune se duce și ce e acolo, dacă este neînțelegător, în paranteză imbecil, și caz în care să nu aibă voie să se voteze. Iar votul să nu fie secret. Asta este o propunere veche, veche de-a mea. Vot transparent. Nu mi se pare democratic și inadmisibil în condițiile în care candidează orice tembel și tu vrei să triezi votanții, alegătorii. Lasă-și cetățeanul turmentat măcar o dată în 4 ani să se exprime dând cu ștampila în ei. Ok, atunci să vadă tot satul cum a votat și pe cine l-a ales, pe Bolea, pe Snegur, pe cine l-a ales, să vadă Nu toată lumea, cred, uite să la mine știe în tot. sat s-a făcut imediat pentru turul 2 un sondaj pe grupul de Facebook, Frătești. Și au votat deja vreo 600 de oameni, dar cei care au votat contra unui candidat sunt hărțuiți, pentru că acolo votul e public, nu? Pe Facebook nu poți vota anonim și oamenii sunt Dar voi hărțuiți. polițiști n-aveți acolo? Cine e hărțuit să se adreseze la nenea polițai? Da, cine vrea să umble pe drumuri și cine o să se ocupe de 600 de plângeri pentru astfel de hărțuieli? Deci nu, nu, nu cred. Păi nu, Votul primăria trebuie să se secret să ocupe. rămână în continuare pentru că e cel mai democratic votul secret.
Păi primăria nu-i pentru ca să se ocupe de aceste plângeri. Polițistul, de ce ai plătit? Maria, Maria o întreabă pe Tamara Rotaru dacă nora dumneavoastră e tot pe listă sau nu. Este și ce trebuie. E pe listă și e destul de capabilă, conștient, fata. Ea are capul ei, ea acționează cu capul ei și așa mare ischiteală. Doar că Ia ea e și de la la școală. un partid și mata ești independentă. Da. Și ia și la școală s-a manifestat și așa că n-aveți voi și căta nimic. Ok. E destul de capabilă, destul de dezghețată, destul de critic analizează. Dacă nu avea să fie așa critic, deci atât de dezghețată și atât de bravo, nu avea să fie numită adjunct pe instruire. Așa că nu aveți nici într-un mod, dar absolut nici într-un mod nu aveți ce mă ofensa. Dar nu Aveți vă grijă de... ofensează, doar constatăm că într-un sat mic, cam toți sunt neamuri între ei și n-ai cum să alegi o administrație Da. locală să nu existe rude între ei. Eu știu În dar satul dați-mi părinților voi. mei, da. Dați-mi voi, pentru că eu știu că văd că și Lelica Eliana așa de tare, dar nu-ți ridica glicemia, Lelica Eliana, fii calmă, ai grijă de a tăi copii, că aseară vorbei copilul meu. Eu știu că se spune copiii mei, copilul nostru, copiilor, la nunta copiilor noștri, aseară dumneai, în fine. Deci eu vreau atât să-i liniștesc pe toți. Nu vă băgați în papucii mei ce aveți cu mine, îmi spuneți mie și nu-mi duceți nicio evidență, pentru că eu știu cum să acționez și ea la fel știe cum să acționeze. Nu am niciun temei să-mi iau șapca în fața voastră, să vă deschid cărțile care nici nu le știu pe care. Eu mai bine rănesc cu adevărul decât să mă lingușesc cu o minciună sau nici nu știu cum să-i zic. Cam așa știu că am citit un proverb, o zicătoare. Nu, eu v-am zis în față, este și gata. Vreau să spun că în satul părinților mei este un fel de clan, primarul ăsta, primarul la primărie, iar asta, soția fiului, mi se pare că e directoare, cam așa ceva. Și pe urmă se mai schimbă, nu știu cum acolo, dar e cam din aceeași familie. A, și erau un PD cam toți. Acum nu știu. Acum poate sunt oameni buni deja. Apropo, fenomenul ăsta a fost răspândit, că alții care au fost la PD, nu știu mai pe unde i-au devenit în electoral acesta, oameni buni. Numai buni să fie votați de ceilalți oameni buni. Mulțumesc tuturor pentru participare. E o oră târzie, vorbim mai mult de un ceas. Cred că am epuizat subiectul sau, dacă mai apare ceva, o să revenim și o să mai vorbim. Maria, mulțumesc mult, eu nici nu știu, dar eu parcă aș vrea să mă supăr pe cei care se ascund după nume. Maria, Maria, un buchet de flori. Sau nu știu cine și ăsta. Arătați-vă-ți fața, să vă văd. Eu sunt persoana care vreau să vorbesc ochi în ochi, să-mi spuneți, să vă ascult, să vă înțeleg și să acționez. Dacă da, dar dacă nu, nu mi-adresați atâtea întrebări. Da, cum ziceam și în cazul votului secret, oamenii se tem de Da, consecințe, de sigur. hărțuire și cam de Mulțumesc. asta se ascund după pseudonime. Dar Nu deseori se vreau. abuzează și de după pseudonime vin tot felul de calomnii, injurii, insulte și tot așa. Eu știu că omul poate e mai periculos și ca câinele, dar nu trebuie să ne speriem de oameni. Totuși, noi la greutăți apelăm unul la altul, ne ajutăm, haideți să fim oameni. Să știți că Bine, eu am stimați încredere. prieteni, seară bună! Ardere. Și am Mulțumim! încredere în sătenii mei. Și am încredere și ei știu că dacă și-au aplicat votul pentru mine, ei știu că eu îi voi reprezenta și voi veni cu rapoarte despre activitatea mea, despre acțiunile mele, despre ceea ce am întreprins și ce am obținut. Asta vreau să demonstrez. Da, și de bine de rău, ați cam fost online, ați participat și cu live-uri și cu dezbateri și ceea ce n-am văzut de la alți candidați. Iată, în cazul Burlacu chiar am propus să vină la dezbateri, să răspundă la întrebări și în afară de dumneavoastră nimeni n-a acceptat chestia asta. Este. Sănătate. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Seară bună, la revedere.